Vă salut cu pacea Domnului, încă o dată. Ferice de cel cu fără de lege iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în Duhul căruia nu este vicrenie. Câtă vreme am tăcut, mi se tăpeau oasele de gemetele necurmate, spunea David în Psalmul 32, cu versetul 1 la 3. Oamenii aceștia care au ajuns neprihăniți, nu s-au născut așa, nu au fost din totdeauna așa. Ei, pe parcursul vieții, și-au îndreptat viața către Domnul și au ajuns la stadiul acesta de neprihănire. Aș dori să facem un mic studiu în această oră. Un studiu despre oamenii care au ajuns la neprihănire, despre oamenii care s-au împăcat cu Dumnezeu. Convingerea mea este că nu o să vă plictisesc în această oră. O să facem un studiu scurt. Eu nu sunt un foarte bun orator. Și de aceea o să trecem în problemele esențiale. Mă voi referi la faptul că oamenii aceștia care au ajuns la stadiul neprihănirii nu au fost întotdeauna așa. Apostolul Pavel spune: odinioară eram și noi în situația în care sunteți și voi toți. Am trăit în păcat. Din stadiul copilăriei, păcatul s-a lipit de inimile noastre și pe măsură ce am crescut, s-a înmulțit și gravitatea păcatelor. Unii se nasc, trăiesc în păcat și mor în păcat. Iar alții, după ce se nasc și după ce câștigă o experiență amară de pe urma păcatelor săvârșite și văd consecințele care decurg din acestea, se întorc la Dumnezeu. Cunoaștem chiar patriarhi care, timp de 65 de ani, au trăit o viață ca și ceilalți oameni și la vârsta de 65 de ani s-au întors la Dumnezeu și au început să umble cu Dumnezeu. Și viața le-a fost transformată în așa fel că nu au avut niciun motiv ca să regrete că s-au încadrat într-un sistem de viață chipzuit, cumpătat și demn de respect. Dacă ne gândim la același om, am vrea să luăm un alt exemplu în care ni se oglindește starea pe care a experimentat-o cu amărăciune într-un vârtej de ispită care a venit peste el. Și vine el și mărturisește aici experiența pe care a avut-o, privind procesul de conștiință care îl biciuia, cu asprime și care nu-i mai dădea liniște pentru că a păcătuit. Omul necredincios poate să săvârșească orică de multe păcate. Pentru el, conștiința este atrofiată, pe el nu mai mustră conștiința, dar nu tot așa este și cu omul credincios, pentru că omul acesta este chinuit de sentimentul vinovăției și mărturisește aici un lucru extraordinar. În Psalmul 32, cu versetul 1. Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Deci nu este vorba despre omul care nu a săvârșit fără de legi. Nu este vorba despre omul care n-a cunoscut în viață o viață păcătoasă, ci este vorba despre omul care a pus capăt fără de legile și care a primit iertare. Și acum, după ce a intrat în familia lui Dumnezeu, această familie binecuvântată, Dumnezeu l-a binecuvântat și îi aduce un mare folos. La versetul 2 spune: ferice de omul căruia nu-i ține Domnul în seamă nelegiuirea și în Duhul căruia nu este viclenie. Dar cine este omul care nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea? Pentru că Dumnezeu nu este un Dumnezeu părtinitor. Nu este foarte normal să facem o ilustrație aici. Dacă un părinte are un fiu care compromite onoarea familiei și se duce pe compropriu și face toate prostiile, și tatăl său este foarte supărat și tatăl său se gândește: va mai fi oare un moment în care să aibă o cugetare sănătoasă fiul acesta? Și rămâne în memoria lui vizuală comportamentul său nepotrivit. Și aduce aminte de toate greșelile pe care le-a făcut fiul său și de toate jignirile pe care le-a adus. Și în loc să-l respecte ca pe un părinte, și el este necăjit în inima lui și se produce un fel de închetire și încearcă să se obișnuiască cu gândul că ar trebui să uite de fiul său neascultător și ar trebui să se ducă, deci fiul lui să se ducă mai departe, să-l jignească cum vrea, pentru că nu a reușit ca să reduce prin procesul educației, să-l realizeze ca om
Și într-un mod surprinzător vine fiul său și spune: îmi pare rău pentru tot ce am făcut. Recunosc toate greșelile și toate prostiile. Am compromis onoarea familiei. Tată, te rog, iartă-mă. Sau în familie, poate că rămâne numai mama. Și tot la fel, vine fiul răzvrătit și spune: mamă, îmi pare rău că te-am supărat. Îmi pare rău că am compromis onoarea familiei. Te rog să mă ierți. M-am hotărât să-mi schimb viața. Și aceasta poate fi considerată o adevărată spovedanie. Auziți ce spune versetul 3. Câtă vreme am tăcut, mi se tocau oasele de gemetele mele necurmate. Am săvârșit niște păcate și erau ca niște pietre care apăsau pe inimă. Procesul de conștiință mă biciuia mereu. N-aveam liniște. Nu puteam să dorm nici noaptea, pentru că păcatele acestea erau mereu înaintea ochilor mei. Și am zis, cum să scap de această povară? Deci, încă o dată, versetul 3. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de genetele mele necurmate. Și versetul 4. Zi și noapte, mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga, cum se usucă pământul de seceta verii. A început să slăbească. Și din punct de vedere fizic, nu numai omul de dinăuntru era isovit de oboseală și de mustrarea cugetului, dar chiar și trupul lui intrase într-un stadiu de declin, a început să slăbească până la urmă să se îmbolnăvească. Și versetul 5 spune: atunci ți-am mărturisit păcatul meu. Și nu mi-am ascuns fără de legea și am zis: îmi voi mărturisi Domnului fără de legile mele. Și tu ai iertat vina păcatului meu. Versetul 6. De aceea, orice om evlavios, să ți se roage ție, la vreme potrivită, și chiar dacă s-ar vărsa ape mari, pe el tot nu vor mai atinge deloc. Din moment ce și-a predat viața lui Dumnezeu. Câtă vreme am tăcut, am început să mă îmbolnăvesc. Eram chinuit de sentimentul vinovăției, am mărturisit păcatul meu și spune cu multă satisfacție: și el a iertat vina păcatului meu. Am mărturisit Domnului și el mi-a iertat vina păcatului meu. Și din moment ce m-a iertat, mi-a luat pietrele acestea care mă apăsau de inimă și m-a făcut liber. Doamne, eliberează-ne și pe noi dacă mai avem ceva care ne apasă pe inimă prin procesul conștiinței. Versetul 6. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită. Iată că acum, un om care altădată săvârșea păcate grosolane, acum intră în categoria evlavioșilor și neprihăniților. Pentru care motiv? Ferice de omul căruia nu îi ține Domnul în seamă nelegiuirea și păcatul, pentru că le-a mărturisit cu părere de rău. Și iarăși am ajuns la actul central despre care v-am amintit, că pocăința începe cu mărturisirea păcatelor. Este darul lui Dumnezeu să putem cunoaște această experiență benefică, pentru că majoritatea covârșitoare a oamenilor au experimentat aceste două moduri pe care le-au trăit în viață. Prima parte, în care nu au cunoscut pe Dumnezeu, sau poate au fost creștini, așa, ocazional sau tradițional, mergând din când în când la biserică, și au trăit o viață ca și ceilalți oameni care nu au cunoscut pe Dumnezeu. Și după momentul convertirii lor la credință, după momentul obținerii iertării păcatelor prin mărturisire, ei au gustat cu totul o altă experiență pe care nici măcar nu și-au putut imagina că există. Părtășia neîntreruptă cu Domnul. Harul lui Dumnezeu turnat din belșug peste ființa lui, și aceasta este cea de-a doua experiență. Așadar, nimeni dacă a reușit să beneficieze de darul lui Dumnezeu, de iertarea păcatelor, nu trebuie să se considere superior față de ceilalți oameni. Sau câteodată, așa cum se mai întâmplă din imprudență, să spună un credincios: voi sunteți necredincioși, voi sunteți păcătoși, eu sunt fericit, sunt mântuit. Sunt copil al lui Dumnezeu, am asigurat iertării. Oamenilor nu le cade bine și o iau ca un fel de laudă, ca un fel de îngânfare. Dar de unde știi tu, ar putea spune necredinciosul acela, că ai primit iertarea păcatelor? Și creștinul ar trebui să răspundă tot cu cuvintele lui Dumnezeu: știu că am primit iertarea păcatelor pentru că nu le mai fac. Deci vă rog să rețineți. Semnul pentru că am primit iertarea păcatelor din partea lui Dumnezeu
este că Dumnezeu ne dă puterea să nu ne mai repetăm aceste păcate, după cum se spuneau și la lecțiune, dacă noi păcătuim și ne cerim iertare și după aia iar facem aceleași păcate, aceasta nu este cu nimic de preț în fața lui Dumnezeu, decât dacă noi ne-am cerut iertare și am terminat cu acel păcat definitiv. Iar dacă le mărturisim mereu și le facem, înseamnă că nu am primit iertare. Iertarea este valabilă numai atunci când se schimbă modul de gândire, să ne schimbăm direcția, preferințele, să nu mai ne placă lucrurile care ne-au plăcut și pentru care am fost atât de interesați înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu și să avem o mare plăcere să ne ocupăm cu lucrurile de valoare, să putem fi de folos și pentru semenii noștri. O, Doamne, ajută-ne la aceasta. Experiența pe care o împărtășește David și care, dincolo de calitățile lui excepționale, era profet, era un compozitor de mâna întâi, era un cântăreț foarte bun, aveau și pe vremea aceea un portativ, dar el era cu 5 linii ca cel în ziua de astăzi, era un maestru care cânta la harfă. Și cântau și ei după o formă pe care o avem și noi în zilele noastre, cu notiștii noștri așa de bine pregătiți, din punct de vedere profesional. Ce mai trebuia să se ocupe cu altceva? Peste toate acestea, era și împărat în Israel. La ce el ar mai fi interesat pe el muntele Domnului, portul lui Dumnezeu, părtășia vieții spirituale, momente de abstinență în viața lui, când a vrut să se decide pentru un lucru sacru, să-l pună la dispoziția lui Dumnezeu? Ce l-ar fi determinat? Și este răspunsul la această mare întrebare. Bucuria de a scăpa de povara aceasta, care pe de altă parte dă satisfacție ieftină și pe de altă parte îl apasă pe conștiință. Moise avea în casa lui Faraon tot ce nu putea să aibă toți ceilalți oameni de poziția lui socială. Putea să fie chiar moștenitorul tronului. Dar spune că a preferat mai bine să sufere împreună cu poporul său decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului și considera toate suferințele pe care le-a îndurat în timpul călătoriei cu aceste triburi, cu aceste seminții, pe care le-a consolidat și le-a condus, le-a prezentat o lege de mare ținută spirituală, prin inspirația lui Dumnezeu și el a preferat mai bine suferința, oboseala, foamea, batjocura, ocara, și de ce nu chiar teama față de păgânii care urmăreau și vreau să-i pună capăt vieții în circunstanțe diferite. Considerăm, prin urmare, că toți cei care au experimentat această viață au putut să tragă o concluzie și este demnă de luat în considerare. Mai avem chiar un om care s-a dus până la punctul extrem și a devenit un fel de epuvetă în care se face experiențe. Așa cum sunt materialele pregătite pentru încercare, pentru a pregăti rezistența lor, cât rezistă un om să se bucure de viață, să facă tot ce îi poftește inima, să aibă mult mai mult decât îi trece prin minte un om obișnuit, să gândească și să prefere. Bogăție, slavă, putere, distracție, mâncare, băutură și tot ceea ce poate face omul în viața aceasta de pe pământ, și la urmă tragi o concluzie. Deșertăciunea deșertăciunilor. Toate sunt deșertăciuni. Nu vă uitați la libertatea pe care mi-am permis-o. Consider că sunteți frații mei și vă doresc și noastră ceea ce îmi doresc mie și familiei mele, adică să ne eliberăm de păcat și să putem gusta această bucurie cu Domnul în ceruri. Omul caută fericirea și bunurile acestea din moment și de aici chiar ar avea posibilitatea să beneficieze de toate de care puțin oameni ar putea să beneficieze de aceste dorințe arzătoare și pe care le au și pe care nu le-au putut îndeplini. Acest om este Solomon, care a reușit să le obțină pe toate și după ce le-a experimentat, a tras o concluzie. Deșertăciunea deșertăciunilor. Nici puterea, nici bogăția, nici distracție, nici alte plăceri, nimic, 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 nu poate aduce omului satisfacție interioară. Un singur lucru poate aduce
satisfacție să ascultăm de învățătura lucrurilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este dat fiecărui om. Și nu uita că toate celelalte lucruri sunt ca pleava, despre care omul Dumnezeu spune, nu tot așa este cu cei răi, ci ei sunt ca pleava. Domnul cunoaște calea celor neprihăniți. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru că ne-a făcut de cunoscut aceste adevăruri. Vi l-am împărtășit cu toată dragostea, iubiți frați, și aș dori să meditați în continuare. Există un proverb, pentru că noi ne tragem din strămoșii noștri, au fost păstori, de la Abel, care a avut urme de oi, de la Avraam, și ei s-au ocupat cu păstoritul și au cunoscut din tainele acestei meserii și se spune că oile sănătoase nu pasc tot timpul și ele mai și rumegă. Să ne ajute Dumnezeu ca să nu ne obosim de prea multă învățătură, că trebuie să mai facem și pauză, trebuie să medităm asupra lucrurilor pe care le-am învățat. Doamne, ajută-ne să ne lipim de partea cea bună, așa cum a făcut Maria. Maria și-a ales partea cea bună, deși partea cealaltă a Martei era foarte necesară în slujba Mântuitorului, pentru că avea nevoie și de hrană, dar ea și-a ales partea cea mai bună și statornică. Să nu ne mai lipim nici noi de plăcerile de clipă, ale păcatului, de preocupările ieftine, ci să ne delectăm în legea lui Dumnezeu, care ne satisface pe deplin. Nu avem nevoie de distracție, o bucurie mai mare, o satisfacție mai mare, nu putem găsi în altă parte. Și încă nu am văzut pe nimeni care să vină de la o petrecere, de la o distracție, pentru că sufletul omului este înclinat ca să plângă și la bucurie și la necaz. Și n-am văzut pe nimeni care să vină de la o preocupare din asta ieftină și să spună, sunt așa de fericit că nu mai suportă inima, trebuie să vărs lacrimi de bucurie. Dar am văzut oameni care plângeau de bucurie pentru că au gustat bucuria nașterii din nou și pentru că au primit iertarea păcatelor și pentru că au o mare satisfacție să cerceteze Cuvântul lui Dumnezeu, dătător de viață și de pace. Aceste sunt adevăruri pe care dumneavoastră sunteți în măsură să le analizați și să trageți o concluzie dacă din tot ce v-am împărtășit aici există ceva neadevărat. Vă las libertatea să aveți obiecțiuni, dar cred că dacă suntem realiști, am vrea să cercetăm valoarea lucrurilor pe care le împărtășește, pe care le împărtășim aici. Nu sunt motive de critici, nici de obiecțiuni. Sunt motive care trebuie să ne dea de gândit. Să ne întoarcem la Dumnezeu cu toată inima, ca să obținem această iertare și să facem această mărturisire pe care a făcut-o David, chinuit în conștiința lui. Și acum, pe punctul de a se îmbolnăvi și pe punct, din punct de vedere fizic, spune, Doamne, ți-am mărturisit păcatul meu, nu mi-am ascuns fără de legea. Să ne mărturisim și noi păcatele, fiecare în parte, fiecare în cămăruța lui, păcatele care știm fiecare că le-am săvârșit. Să nu ne fie rușine să le spunem pe nume, așa cum le-am săvârșit cândva. Și nu este cazul să fi săvârșit o mulțime de păcate, așa cum ar fi cazul că dacă un om este legat cu 100 de funghii și îi se taie 99, el tot legat rămâne și tot rob rămâne. Chiar dacă au fost tăiate 99. Un singur păcat, dacă nu ne lăsăm de el și dacă nu suntem eliberați complet, ne poate duce la pierzare. Doamne, nu vrem să fim bigoți. Vrem să avem niște norme stupide, nu vrem să avem niște norme stupide despre care am fi îndreptățiți să spunem că este imposibil de realizat. Dumnezeu nu ne cere lucruri pe care noi nu le putem realiza, ci Dumnezeu ne dă garanția că și acele lucruri care ar fi imposibil pentru puterea omenească, dacă noi ne dăm lui Dumnezeu în Hristos, putem să biruim totul și putem să realizăm totul, pentru că aceste lucruri au fost rânduite pentru capacitatea cu care Dumnezeu ne-a înzestrat. Înțelepciune, inteligență creatoare și toate celelalte valori. Doamne, ajută-ne să le fructificăm la modul corespunzător și să nu rămânem îndaturați încercând să le folosim numai pentru preferințele noastre ieftine și pentru plăcerea noastră de o clipă. Mulțumim lui Dumnezeu și pentru această zi și pentru tot ce ne-ați oferit prin ascultarea dumneavoastră. Doamne, învrednicește-ne ca să nu cădem de oboseală pe cale și să rămânem lipiți de harul prin care am primit iertarea și garanția interioară
despre care spune Ioan. Dacă nu ne osândește inima, dacă sentimentul vinovăției dispare și am primit iertarea sau pacea de la Dumnezeu, putem cere de la Dumnezeu tot ce vrem. Ce vrem, bineînțeles, în conformitate cu voia lui Dumnezeu. Și se face mențiunea. Și El ne va asculta, așa cum un tată ascultă cerințele fiilor lui și le oferă lucrurile care le sunt necesare, așa face și Dumnezeu, cu viața fiecare dintre noi, dacă ne încadrăm în statutul acesta binecuvântat, beneficiind de apartenența noastră la familia lui Dumnezeu. Mă bucur din tot sufletul și vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute tuturor.